Bună seara, iată-ne din nou aici la Bior TV, la emisiunea Medica. V-am obișnuit deja cu invitați deosebiți, cu oameni cunoscuți în Bihor, dar nu numai. Și tocmai de aceea, în seara aceasta, vom atinge un subiect foarte sensibil. Vom vorbi despre bolile din domeniul neurologiei. Bineînțeles că alături de mine este doamna dr. Monica Sabău, medic primar neurologie, șef secție 1 neurologie a Spitalului Județean Bihor. Bună seara, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Mulțumesc pentru invitație. Doamna doctor, sunt foarte multe de vorbit în acest domeniu și vreau să vă întreb, chiar dacă poate nu e corect ceea ce se întâmplă, dar dacă ne doare spatele, dacă ne doare capul, dacă uităm, dacă amețim, suntem îndrumați spre neurolog. De ce? Pentru că neurologia se ocupă de sistemul nervos central, care înseamnă encefalul și măduva spinării, dar și de sistemul nervos periferic, care înseamnă plexurile nervoase, nervii periferici, și o parte din bolile musculare vin tot în sarcina neurologiei, iar sistemul nervos coordonează activitatea tuturor sistemelor și organelor organismului, așa încât simptomatologia este extrem de vastă. Doar că nu chiar toate simptomele sunt neurologice. Examenul obiectiv neurologic, felul în care se înlănțuie aceste simptome, sugerează dacă e vorba de o suferință neurologică sau de un alt tip de suferință. Și apoi mai există un capitol extrem de vast și acesta, acela al manifestărilor neurologice în boli sistemice. Foarte multe suferințe, de exemplu, insuficiența renală, insuficiența hepatică, dau semne neurologice, encefalopatia hepatică, encefalopatia renală, care sunt manifestări neurologice în aceste boli. Deci aceste afecțiuni nu sunt boli de sine stătătoare, ci sunt doar urmare altor boli. Nu sunt boli neurologice. Nu sunt boli. Sunt manifestări neurologice într-o altă boală. E un capitol important ăsta și noi, doctorii, trebuie să ne dăm seama, adică să nu tratăm ca și cum ar fi o boală neurologică și să nu punem diagnosticul corect acela al bolii de care suferă pacientul, de fapt. În ultimul rând, din păcate, tot mai mulți tineri sunt afectați de astfel de boli neurologice. Există o explicație logică sau putem depista care sunt cauzele acestor afecțiuni la o vârstă atât de tânără? Unele boli sunt boli ale tânărului. De exemplu, scleroza multiplă. Este o boală care afectează preponderent tinerii. Accidentele vasculare apar mai frecvent la persoanele vârstnice, dar există și un număr important de tineri care au afecțiuni care predispun la accidente vasculare și atunci, sigur că poate să apară și la tineri, pot să apară și la copii. Sunt descrise accidente vasculare și la copii. N-am făcut o statistică exactă, pare că sunt mai mulți tineri, deci avem mai mulți tineri internați. Dar e vorba și de un progres în capacitatea noastră de a face diagnosticul, de a face mai multe examinări și atunci sigur că multe boli le descoperim mai repede decât înainte. Dar cred că există totuși o frecvență mai mare la tineri. Să ne oprim asupra accidentului vascular, să-l definim, să vedem care sunt cauzele, care ar fi tratamentul, care sunt complicațiile, cum am putea preveni accidentul vascular. Da, acum accidentul vascular cerebral e un termen vechi. Îl folosim încă, deși s-a dovedit că accident înseamnă ceva imprevizibil, nu? Da. S-a dovedit că este previzibil și că poate fi tratat și că există și recuperare. Recunoașterea factorilor de risc și tratarea lor este identificarea factorilor de risc și tratamentul acestora este mijlocul prin care putem face profilaxie. Apoi, un stil de viață sănătos, mișcare, educație în sensul ăsta din copilărie. Ce înseamnă accident vascular? Înseamnă întreruperea circulației sanguine într-o zonă a creierului, măduvei spinării sau retinei.
asta înseamnă, din pentru că toate sunt accidente vasculare. Cauzele sunt multiple, două mari grupe de accidente vasculare sunt unele în care e vorba de o ocluzie a vaselor care irigă anumite zone, adică deci anumite particule, trombi blochează circulația într-un anumit vas și parenchimul parenchimul cerebral, medular sau retina, nefiind alimentate cu sânge, suferă un proces de ischemie și o necroză ischemică. Ischemia însemnând? Lipsa sângelui într-o anumită zonă și, sigur, asta se poate produce și în periferie, la membre, fenomene de ischemie acută periferică. Iar a doua categorie de accidente vasculare sunt cele hemoragice, acelea în care este vorba de o ruptură vasculară, sângele iese din vasul respectiv, se formează o colecție sangvină, dar și aici este vorba tot de o întrerupere a circulației. Sunt cele două tipuri de accidente vasculare. Dacă ne referim la accidentele vasculare cerebrale, simptomatologia oarecum este asemănătoare, deci oamenii văd același lucru, că apare o paralizie, o tulburare de vedere, o tulburare de echilibru, o tulburare de vorbire. Și asta înseamnă, care se instalează brusc. Și astea sunt niște semne care trebuie să aducă pacientul cât mai repede la spital. Până la tomografie, care este examinarea obligatorie în urgență, nu putem ști exact dacă e vorba de o hemoragie sau ischemie. Sunt unele semne care susțin ischemie sau hemoragie, însă certitudinea se obține doar prin... Și astea sunt de competența medicului, specialistului, nu a celor care sunt în anturajul persoanei care suferă. Nu. Recunoașterea este în sarcina tuturor. Unu, nu sunt semne atât de greu de recunoscut. Doi, se instalează brusc niște schimbări care sunt evidente și toată lumea trebuie să le cunoască. Este acum și un program dedicat copiilor, Eroi FAST, care îi învață pe copii să recunoască accidentele vasculare ale bunicilor lor, să nu se sperie, să le recunoască și să anunțe serviciile de urgență. Un lucru important pentru ca aceștia să ajungă cât mai repede în secții unde pot fi asistați, unde li se poate oferi asistență medicală specializată. Să le repetăm încă o dată programul, doctor, ca să le memorăm mai bine. Tulburări de vorbire, deficit motor, cel mai frecvent hemiparetic, dar nu mai poate mișca o parte, e slăbită, tulburări de echilibru și coordonare, nu mai poate menține ortostatismul, apoi tulburări de vedere și ultimul, cefalea intensă, brusc instalată. Deci durerea de cap intensă. Da, asta desemnează o hemoragie subaracnoidiană, astea sunt mai rare, dar celelalte sunt foarte frecvente. Iar FAST, Eroi FAST, vine de la felul în care e cunoscută, e recunoscută această boală în Statele Unite, asimetria feței, face, scăderea forței în braț, arm, tulburare de vorbire, speech, și tu înseamnă timp, timpul înseamnă creier. De aceea trebuie să sunt foarte, foarte repede la serviciile de urgență. Și atât s-a creat acest FAST. Da, așa s-a creat acest FAST. Iar în Statele Unite sunt tot felul de melodii cu tot felul de tipuri de muzică pentru ca fiecare să găsească acolo ceva ce îi place ca să rețină aceste semne importante. Nu trebuie să fii doctor să le recunoști. E foarte important să fie recunoscute și este foarte important că pacienții să vină cât mai repede la spital. Foarte frecvent, pacienții vin a doua, a treia zi, iar la întrebarea de ce n-ați venit, am așteptat să-mi treacă. Exact, pentru că o durere într-un membru inferior, superior, poate să ducă cu gândul la altceva, poate o leziune, poate ne-am lovit, poate... Durerile îi aduc mai repede pe pacienți la spital.
Paralizia nu doare, accidentul vascular nu doare, singurul tip, hemoragia subaracnoidiană, dă cefale, durere de cap. Care de multe ori este ignorată totuși? Sau este de o intensitate atât de mare? Extrem de intensă. În această boală cefalea este extrem de intensă, nu este ignorată, dar paralizia este adeseori ignorată. Trebuie să ne sperie faptul că uităm mai de spate sau avem o perioadă în care nu putem să ne coordonăm atât de bine activitățile sau poate nu putem să ne coordonăm evenimentele din ziua respectivă. Nu ni le mai amintim cum ni le aminteam înainte. Poate fi un semnal de alarmă sau mai așteptăm cum spun mulți dintre pacienți. Adică poate fi un semnal de alarmă dacă lucrul ăsta se întâmplă în mod repetat. Dacă după o perioadă extrem de aglomerată și de stresantă ți se întâmplă un astfel de lucru nefericit, un astfel de episod nefericit, nu cred că neapărat înseamnă o boală. Mai depinde și aspectul lui. Unele pot fi sugestive pentru o boală. Trebuie făcut o evaluare corectă și văzut dacă, adică o autoevaluare corectă inițial. Că să uităm lucruri neimportante, ni se întâmplă tuturor. Să fim obosiți, ni se întâmplă tuturor. Dar cred că totuși n-ar trebui să ajungem așa de obosiți încât să nu ne dăm seama dacă suntem obosiți sau suntem bolnavi și totuși ni se întâmplă. Dar da, dacă lucrurile se repetă, dacă devine un pattern reacțional asta, atunci trebuie să punem probleme. Cum ne adresăm specialistului? Mergem la medicul de familie? Putem merge direct la specialist? Sistemul de organizare în țara asta cam așa e. Că medicul de familie este primul. Face prima evaluare. Da, și asta e și un lucru foarte bun. E medicul tău de familie care te cunoaște, îți știe trecutul, știe câte ceva și despre viața ta. O discuție cu el poate fi extrem de sugestivă pentru o suferință și el îndrumă pacientul către medicul specialist. Deci este cel care poate face cea mai bună orientare pentru diagnostic. Faptul că părinții sau cineva din familie a suferit de o astfel de boală, poate să ne ducă și pe noi cu gândul sau este șansa să crească procentul de a fi pacient neurologic? Da, sunt unele boli cu transmitere genetică cunoscută și sunt și boli a căror transmitere nu este directă, deci nu se transmite o genă mutantă, ci se transmite un complex de factori de risc, chiar și accidentul vascular și accidentele coronariene, boala cerebrovasculară și cardiovasculară e adeseori prezentă într-un număr mai mare, la un număr mai mare de membri din anumite familii. E un factor de risc familial, fără să fie aici vorba despre o transmitere genetică directă. Deci nu este afectat genetic, ci probabil prin educație. Și prin educație, dar probabil și o conformație genetică, un anumit tip, doar că sunt prea mulți factori și boala nu este transmisă direct. Asta ce înseamnă? Că luând anumite măsuri, se poate să scazi riscul. Acolo unde e o transmitere genetică și o boală dominantă, ai o să o faci. No. Acolo sfatul genetic este foarte important, nu prea mai ai ce să faci. Dar în situația asta în care e vorba de o conjunctură și unde intră în discuție și anumite caracteristici genetice, sigur că avem anumite caracteristici genetice care ne dictează toată viața. Da? Noi ne putem dezvolta în limitele dictate de această configurație genetică. În funcție de ce avem scopul vieții genele noastre. Sigur că da. Iar scopul este să ajungem la nivelul cel mai înalt pe care ne permit aceste gene. Asta putem face. Nu putem depăși. Stresul este un factor al accidentului vascular? Categoric. Categoric. Nu îl determină, dar îl poate declanșa. Și poate să crească, deci face parte dintre cei mai importanți factori de risc. Ce e stresul, de fapt? Stresul e greu de cuantificat. Stresul este, de fapt, reacția noastră la niște factori de mediu.
Aici organizarea timpului, abordarea, educația este iarăși foarte importantă. Modul în care abordezi viața cu problemele ei este decisiv. Doar că viteza cu care se întâmplă lucrurile și cerințele pe care le avem fac să scadă capacitatea noastră de a reacționa eficient la cerințele din jur și atunci, sigur, stresul crește considerabil. Și alimentația? Și alimentația este importantă. Pentru că vorbeați de vase și atunci haideți să ne gândim ce legătură este între alimentație, vase. Este o foarte mare legătură. Adică ideea asta de a mânca sănătos, deși pare o noutate, nu e, dar devine o problemă pentru că alimentația are tendința să fie nesănătoasă. Adică, în primul rând, nu mâncăm regulat. Viața este bulversantă și oamenii nu mai au un program. Văd orarul studenților. Aproape niciodată n-au liber la prânz. Masa de prânz e cea mai importantă masa zilei. Și are rolul ei bine definit. Absolut. Pentru organism este un stres faptul că nu primește cele necesare la timp și regulat. Și atunci se produc dereglări și dereglări metabolice. Deci, programul de mese e important să fie regulat și, sigur, și conținutul lor. Sunt foarte multe discuții despre asta, că ce să conțină, cum să conțină. Ideea e că industria alimentară a adus foarte multe lucruri nesănătoase pe lângă faptul că a adus multă comoditate. Nu e foarte comod să iei un pachet pe care să-l poți consuma ca atare sau să-l pui în microunde și să se termine. E foarte tentant asta și sigur că e comod și de asta și câștigat atât de mult teren, dar nu e un lucru sănătos. Deci nu e un lucru normal. Până la urmă, nu e sănătos să mănânci nimic ce are o etichetă pe care scrie ce conține. Ar trebui să vezi ce conține un aliment. Să știi cum să-l folosești. Dacă trebuie să citești, deja lucrurile nu sună bine. Deja e prea complicat. Da. Dar tutunul, fumatul, cum afectează? Fumatul este un factor de risc foarte mare pentru vasele de sânge. Este unul din factorii care poate iniția ateroscleroza. Și sigur poate duce la activarea plăcilor de aterom, declanșând evenimente vasculare coronariene și cerebrale. Deci este un important factor de risc și de asemenea este un factor de risc și pentru hemoragia subarahnoidiană. Dacă un individ are un anevrism, riscul de rupere a anevrismului crește de peste 15 ori dacă e fumător. Deci ca acel anevrism să se rupă crește de 15 ori posibilitatea riscul la fumător, da. Dacă este fumător. Da, deci este un factor de risc deosebit de important. Spuneați de mișcare. Dar ce este importantă mișcarea? Cum afectează mișcarea? Mișcarea aduce sănătate. Afecțiuni? Mișcarea aduce sănătate. Și cred că zilele trecute am văzut un studiu despre diabetici. Mișcarea aduce sănătate cât să ne mișcăm. Era ideea că 10.000 de pași pe zi. 10.000 de pași pe zi cer timp. Și cer și o condiție fizică, adică dacă cineva care are o muncă statică, nu face mișcare, face dintr-o dată 10.000 de pași pe zi, va fi mort a doua zi. De fapt, nu e nevoie. Deci, vorbim de mișcare, nu vorbim de sport. Sigur, și sportul e foarte sănătos. Cineva, deci ziceam ieri de un studiu, am uitat peste el, ca să spui că faci mișcare, de fapt ar trebui să faci mișcare în jur de 25 de minute pe zi, 22 mai precis. Cum au făcut studiu? Au comparat indivizii care aveau muncă statică și nu se mișcau nici măcar atâta, și cei care făceau mișcare, cât făceau mișcare, au fost cronometrați și riscul crește foarte tare dacă nu faci mișcare nici măcar 22 de minute pe zi, ceea ce mie mi s-a părut foarte puțin, adică
cei din jurul meu înclin să cred că fac mai mult decât de 22 de minute mișcare pe zi. Pe secția dumneavoastră, cu siguranță, mai ales la ce cazuri aveți și cum se... Nu, mi se întâmplă să facem 7-8 mii de pași într-o gardă. Cum acționați acolo pe moment? Chiar 10.000, nu cred că e un spital bine organizat. Numărul de pași în gardă, sigur, depinde și de solicitare, dar și de organizarea spitalului. Da, și importantă și mișcarea asta, cum o faceți, pentru că nu cred că este mișcare doar de genul de a merge, nu limitat doar de a merge, probabil și alte genuri de mișcare trebuie coroborate, trebuie legate, nu doar acei 10.000 de pași de care spuneți noastră. Da, 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 sigur, da, mersul, alergatul sunt, reprezintă o mișcare complexă, deci totul este antrenat. O bună mișcare. Bun. Deci, dacă am vorbit despre aceste puncte de început, cum, iată cum putem să ne dăm seama că cineva suferă un AVC, cum putem să gândim profilactic, să ne păzim într-un fel, haideți să vedem, după ce s-au instalat semnele, așa cum spuneați, apelăm serviciul de urgență. Ce se întâmplă mai departe cu pacientul? Serviciul de urgență în județul ăsta s-a organizat foarte bine. Deja de mult facem terapia hiperacută, agentului vascular hiperacut din 2012. Și s-a organizat în așa fel încât ambulanțele care preiau acești pacienți au oameni pregătiți, care știu ce să afle, care aduc pacienții direct la UPU, pentru că acolo se poate asista un astfel de pacient. Nu stau să piardă timpul pe la celelalte centre, cum se întâmplă cu celelalte boli. La fel se întâmplă și cu infarctul miocardic, ajunge direct în UPU, pentru că acolo pacienții pot beneficia de tratament specific. Deci acolo sunt tratați sau acolo se iau primele măsuri ca apoi să fie mutați? Unele lucruri chiar se întâmplă acolo, de exemplu, de tromboliza în accidentul vascular se întâmplă acolo, pentru că este cel mai bun mod de organizare pe care l-am putut realiza. Avem toate dotările acolo, toate specialitățile și se poate face în UPU. Neurologul vine în UPU și toată echipa face asta. Pentru infarctul de miocard, ei au o sală specifică, o sală dedicată. Dar asta vom avea și noi acum, pentru că la angiograful care s-a dat în folosință în anul ăsta, am putut, după ce s-a terminat asta, am putut accesa și programul de tratament endovascular al accidentului vascular acut și deja am primit finanțare, așa încât o să putem face, am făcut câteva cazuri experimentale, dar o să putem lucra la modul serios și lucrul ăsta. Îmi vine acum aminte un caz despre o pacientă, 54-56 de ani, se prezintă la locul de muncă, la o cunoștință, nu mai știe de ea. Vorbește foarte puțin, colegii anunță serviciul 112, ajunge la dumneavoastră și se face acea tromboliză. Și îi spuneau atunci cei de la 112, personalul, că a fost foarte important, că a fost chemat foarte devreme. Deci s-a ajuns la această tromboliză foarte repede. Ce înseamnă tromboliza de fapt și ce se întâmplă? Cum ajutăm pacientul prin această tromboliză? Tromboliza intravenoasă înseamnă că se face perfuzie cu o substanță care dizolvă trombul acela, cheagul, care a ocluzat un vas, care a înfundat vasul respectiv. Care a înfundat un anumit vas. Asta înseamnă și care tromboliză. A dat simptomele de care vorbeam. Da, care este responsabil de simptomatologie. Asta înseamnă tromboliza. Și efectul cel mai bun pe care îl putem obține este 90 de minute, se și numește intervalul de aur. Șansele cele mai mari să-și revină un pacient și să aibă cele mai mici urmări după un astfel de eveniment este 90 de minute, iar tratamentul este posibil 4 ore și jumătate de la apariția simptomelor. După 4 ore și jumătate nu mai putem face asta. Acum, dacă avem și posibilitatea de terapie endovasculară, intervalul de tratament crește la 6 ore.
Dar oricum rămâne un interval foarte scurt, pentru că în intervalul ăsta cineva trebuie să observe pacientul, să solicite ambulanța, pacientul să ajungă la spital, să fie investigat și tratat. Deci e foarte important să ne dăm seama cât mai repede că e un accident vascular. Acum, sigur, asta trebuie să nu devină panică și să ne ducem pentru orice și orice să fie solicitat serviciul de urgență pentru absolut orice semne. Oamenii fac asta mai ales când e vorba de anxietate, atacuri de panică, când au amețeli. Cred că cel mai frecvent motiv pentru prezentare la urgență este amețeala, care e un simptom vag. Nu e amețeala izolată, nu înseamnă accident vascular. Înseamnă multe altele, dar nu accident vascular. Dar așa cum de echilibru, când vedem că persoana nu mai este persoana dinainte, deci modificări majore la adică aceste lucruri, individ. Deficitul motor, asta înseamnă accident vascular, pacientul lui scade forța pe un hemicorp. La membru superior și membru inferior pe aceeași parte apare asimetria feței, nu poate vorbi, uneori nici nu înțelege ce îi spui, are tulbură pacientul de echilibru și coordonare. Nu mai este împreună cu tine, nu mai este acolo. Sau nu vede. Astea sunt simptomele cardinale ale accidentului vascular. Pierderile stării de conștiență, nu. Asta e un alt motiv extraordinar de frecvent de solicitare, lipotimia. Leșinul, mai bine spus. Care e o chestie benignă. E cald, stă în soare, n-a băut apă și leșină, mai ales tinerele fete. E un leșin, nu e un motiv. Alimentația necorespunzătoare, dacă spuneați de tinere care sau spre deloc, exact, care ne dă astfel de problemă. Dar iată că dacă coroborăm, dacă legăm toate aceste semne, faptul că nu mai răspunde la conversații, faptul că nu mai este legat de prezent, nu-și mișcă membrele, oboseala, doamna doctor. Nu, oboseala nu înseamnă accident vascular, dar oboseala exagerată poate să ducă cu gândul la alte boli. Sunt multe boli în care există fatigabilitate, scleroza multiplă, boala Parkinson, miastenia, au ca prim, ca simptom cardinal, de multe ori, fatigabilitate. Dar e un alt fel de oboseală. Un om sănătos, obosit, își revine după un somn bun și o odihnă. În situația unor boli, revenirea nu este în felul ăsta. Se produce foarte greu și necesită un interval lung de timp. Deci oboseala poate fi semnul unei boli. Plus multe alte boli sistemice pot să debuteze cu oboseală. Dacă s-a efectuat cu succes această tromboliză, ce se întâmplă cu pacientul? Unde merge în continuare? Păi și dacă a fost cu succes și dacă a fost fără succes, dar rata de succes e destul de ridicată, mai ales dacă se face foarte repede. Pacientul ajunge în unitatea de urgențe vasculare, de accident vascular acut UAFCA. Deci acolo ajunge, e o monitorizare foarte atentă pentru 24 de ore, monitorizarea tensiunii, glicemia, stării generale a pacientului. Se face o evaluare imagistică, tomografie la 24 de ore. Se fac investigații, încercăm să identificăm cauza accidentului vascular și se stabilește mai departe un tratament de profilaxie secundară, să nu mai facă un alt eveniment vascular, pentru că boala asta are tendința să recidiveze. Să repete. Și apoi se face un tratament de recuperare a deficitelor pe care pacientul, cu care pacientul a rămas după evenimentul acesta vascular. Această terapie de recuperare se face în continuare sau necesită o pauză între... Ea începe imediat. Ea începe imediat. Adică îndată ce starea pacientului permite. Adică nu chemăm kinetoterapeuții la gardă, dar... Ce imediat după tromboliză? Da, nu. Dar imediat când starea pacientului
este bună și permite lucrul ăsta, începe kinetoterapia. Asta este mijlocul terapeutic, să formulăm așa, dovedit extrem de eficient. Și apoi tot felul de alte mijloace, medicamente, de la care sperăm, întotdeauna sperăm să fie un medicament care să ne ajute. Și cam asta e viziunea de azi a pacienților, a multora. Un medicament, dacă se poate tabletă, să-i culce pe cei ce nu dorm, să-i scoale pe cei care ar mai dormi, da, pe grași să-i slăbească, pe slabi să-i îngrașe. Și în principiu, ce înseamnă și ce înseamnă viziunea asta? E dificil să faci efort personal, dar pentru recuperarea accidentului vascular efortul personal este capital. Sigur, recuperarea, ce înseamnă? Că recuperarea niciodată nu e o promisiune. Recuperarea e o speranță. Ține de întinderea, de localizarea leziunii, dar foarte tare ține de comportamentele anterioare ale pacientului, de starea lui fizică înainte, de dorința lui de a recupera, de susținerea pe care o are din partea familiei. Sigur că da. Deci asta complică lucrurile și de aia și medicamentele au efect variabil asupra unor apare ca asupra altora apare că nu. Deci tratamentul e la fel, dar rezultatele pot să fie diferite. Da. Da, de acest factor de care e la școală. Noastră. E ca la școală. Fiecare poate învăța până la un anumit nivel. Dar ce se întâmplă dacă nu acționăm în acest timp de aur care spuneați dumneavoastră? Se constituie leziuni și se constituie leziuni de dimensiuni mai mari, care au și consecințe funcționale mult mai mari. De regulă, pacienții cu leziuni mari, cu leziuni extinse, au și paralizie, și tulburări de vorbire, și tulburări psihologice, în principiu deteriorare cognitivă. De asta ne temem cel mai tare. Un număr important de pacienți care au evenimente vasculare repetate, mai ales, dar uneori și izolate, deci nu neapărat multe. Nu trebuie să fie de multe ori. Da, poate, din păcate, zone, poate fi unul singur, da, și poate fi unul cu localizare strategică în care rezultatul să fie deteriorarea cognitivă, demența de la început. Asta e un lucru de care ne temem. Apoi deficite funcționale, de paralizii importante care să creeze un mare grad de dizabilitate. Pacienții să aibă nevoie de ajutor pentru toate activitățile zilnice. Se poate întâmpla asta. Ce se întâmplă cu acest pacient? Se reîntorc la locul de muncă? Rămân mai bine în incapacitate de muncă? Cum considerați? E variabil. Unii se pot întoarce și în principiu se întorc cei care pot, care nu au deficite importante, care și-au revenit. Alții au un grad de dizabilitate, însă sunt capabili să desfășoare activitățile zilnice fără ajutor sau cu minim ajutor, dar nu mai pot lucra. Și alții, din păcate, au un grad important de dizabilitate. Așa, grosomoto, vine că un sfert din pacienții cu accident vascular mor imediat sau în lunile următoare, un sfert rămân cu invaliditate, un sfert rămân oarecum independenți și un sfert rămân independenți complet, pot să facă ce vor. Deci pot să se vindece în totalitate sau totuși rămâne rămân ceva semne sechele, de regulă întotdeauna sechele ușoare care permit desfășurarea unei activități normale. E posibil și asta. Însă, din păcate, mulți, cei mai mulți, rămân cu urme care se văd toată viața. Altă afecțiune care întâlnim foarte des și din păcate apare și nu se mai poate vindeca din câte am urmărit eu personal, scleroza în plăci. Ce se întâmplă? Scleroza multiplă este o boală inflamatorie, o boală de mielinizantă, care afectează adultul tânăr și mai ales femeile. Ce este mielina, doamna doctor? Mielina este un strat fosfolipide care înconjoară terminațiile neuronilor, axonii și dendritele.
Sunt multe boli de mielinizante în sistemul nervos central, scleroza multiplă, poate că înseamnă cel mai mult. Sunt și neuropatii de mielinizante. Mielina asta e secretată de celule diferite în sistemul nervos central și periferic. Boala asta e o boală cronică, nici asta nu se vindecă. Inflamația este permanentă în sistemul nervos, dar în cea mai mare parte a cazurilor inițial, în fazele inițiale ale bolii, simptomatologia apare intermitent, în formă de pusee. Adică? Adică pacientul are niște semne neurologice extrem de diverse, se mai numește boala cu 1000 de fețe, care apar și durează mai mult de 24 de ore. Și în fazele inițiale, pacientul chiar poate să-și revină, așa încât cei din jur nu mai văd că are ceva, e posibilă regresia completă, semne neurologice discrete vor avea, dar nu în măsura în care să fie văzute de toată lumea. Și care sunt aceste semne, dacă ele sunt percepute de pacient, doar și dacă sunt, care sunt semnele care sunt văzute și de cei din familie? Aproape toate sunt văzute și de cei din familie. Pacientul are tulburări de vedere frecvent, debutează cu neuropatie optică. Dar au paralizii extrem de variate ca intensitate și localizare. Au spasticitate, tulburări de echilibru și coordonare, disartrie. Ce înseamnă spasticitate? Paraliziile de tip central, adică cele din leziunile din sistemul nervos central, determină o paralizie cu caracterul acesta de spasticitate, adică rigid. Partea paralizată devine rigidă, da. Leziunile în sistemul nervos periferic determină paralizii care au aspect flasc. Segmentul paralizat este moale. Aceasta e diferența. Și ce se întâmplă când când au loc aceste pusee? Inflamația este... Ce se întâmplă cu pacientul, efectiv? În puseu? Pacientul are semne neurologice care adeseori îl împiedică să-și desfășoare activitatea. Ori paralizii, ori tulburări de echilibru și coordonare, ori tulburări de vedere. Apoi ele se ameliorează. Repet, în fazele inițiale își poate reveni fără urme importante, fără semne importante, dar în timp, după ce se repetă de mai multe ori aceste pusee, revenirea nu mai are loc la bază, ci persistă unele din semne, așa încât marea majoritate a pacienților în timp ajung să aibă parapareză, tulburări de mers, au nevoie de sprijin și în final nu mai pot să se deplaseze singuri. Spuneați de aceste tulburări de vedere, cum apar ele sau ce anume sesizează pacientul? Nu mai vede efectiv deloc sau vede modificat? Uneori nu mai vede deloc, se poate întâmpla asta. Uneori scade acuitatea vizuală, adică vederea devine neclară. Uneori poate să scadă doar capacitatea de a percepe culorile. Astea sunt niște tulburări de vedere datorate leziunilor nervului optic, dar mai pot să aibă tulburări de vedere datorate leziunilor din trunchiul cerebral, respectiv oculomotorilor, să aibă vedere dublă și să aibă paralizii de oculomotori. Și asta e tot o tulburare de vedere. Deci am definit simptomele sau le-am enumerat simptomele acestei boli. Cum se poate trata? Deci asta este o boală cronică, deci da, tratamentul este o boală va fi cronică. Pe viață, să înțeleg. Da, acum tratamentul acestei boli are în vedere puseul. Acolo administrăm cortizon, pacientul este internat, se fac perfuzii cu doze mari de cortizon și există un tratament de influențare a evoluției bolii. Aici e o explozie de medicamente în ultimul timp, în ultimii ani. Și un program național și ăsta, toate sunt programe naționale, și accidentul vascular și ăsta, un program național, sigur, pacientul trebuie diagnosticat conform criteriilor de diagnostic și apoi trebuie să alegi un tratament. Suntem bucuroși că au apărut aceste multe medicamente, dar asta complică existența noastră, adică
Ideal ar fi să găsești medicamentul potrivit pentru fiecare pacient. Dar, din păcate, nu avem un marker, un biochimic, o analiză, o imagistică să arate lucrurile astea. Să vă spună exact care medicament exact, merge nu avem pentru asta. Individul respectiv. Acum deja avem un medicament, ăsta e un pas înainte, este un medicament în care putem face o analiză genetică și ne spune pacientul ăsta n-are rost să ia. Deci un pas înainte. Deci prin excludere. Da, deci la medicamentul ăla. Apoi, sunt niște elemente de orientare, doar că boala asta e o boală cu evoluție imprevizibilă. Și un anumit moment nu neapărat spune ce va fi în viitor. Poate fi momentul ăla. Atunci există riscul să nu alegem bine medicamentul. Dar și aici sunt soluții. Dacă pacientul nu merge bine, se trece la un alt medicament sau se escaladează tratamentul spre mijloace de tratament mai incisive. Avem și medicamente rezervate formelor foarte active. Mă asigur, cu cât un medicament este mai incisiv, cu atât și riscurile lui sunt mai mari. Așa încât asta e strădania, să alegem medicamentul potrivit pentru pacientul respectiv cu asumarea celor mai mici riscuri posibile. Când considerați că este mai periculoasă boala la pacientul mai tânăr sau la un pacient cu vârsta mai înaintată? Am aici o diferență. Sunt pacienți care au boala de foarte tineri. Doar că nu merg, e o formă ușoară, diagnosticul se pune târziu. O situație fericită. Dar de regulă, debutul după 40 de ani arată o formă particulară, care este o formă primar progresivă, unde simptomele se agravează progresiv, nu mai apar acele pusee, și e o formă care răspunde mai greu la tratament și avem pentru forma asta doar câteva medicamente. Spre deosebire de forma cea mai frecventă cu pusee la început, care în timp poate să devină secundar progresivă, acolo avem mai multe variante de tratament, mai multe posibilități și de regulă evoluția e mai bună acolo. Da? Asta e greu. Formele cu debut tardiv de regulă au o evoluție mai... Poate fi depistată această boală înainte de a avea pacientul în puseu? Prin anumite investigații, în mod accidental. Se numește sindrom radiologic izolat. Găsim uneori întâmplător leziuni care seamănă, ar putea însemna scleroză multiplă, dar fără partea clinică nu înseamnă, da. Adică, cel puțin deocamdată, nu există recomandare de tratament în sindromul clinic izolat. Dar există situația în care diagnosticul nu-i precis, nu poate fi sigur. E situația numită sindromul clinic izolat, când pacientul are un număr de semne, are și niște modificări radiologice, dar nu suficiente pentru a pune diagnosticul. Pentru aceste situații se recomandă tratament pentru că un procent important evoluează spre scleroză multiplă. E în discuție și asta cu sindromul radiologic izolat, dar deocamdată nu. Deci adică, nu se pune un diagnostic. Și ajungem și aici la o situație extrem de neplăcută clinică, adică un pacient își face RMN pentru că îl doare capul și are două leziuni mărunțele, are 50 de ani, două leziuni nespecifice cerebrale și vine îngrozit să-i spunem cesalea. Păi nu știm cesalea. Nu așa merge medicina. Medicina merge de la niște simptome care sugerează o boală și facem analize pentru boala aia. Deci începem cu simptomele. Clinica. Medicina pe asta se bazează. Dacă nu avem simptomele, chiar dacă avem leziunile, nu trebuie să intrăm în panică. Acesta este mesajul nostru, să înțeleg. Da? Sunt niște leziuni neimportante. Sau poate adică, este fiziologic, după o anumită vârstă? Fiziologic nu e. E patologic să ai leziuni. Doar că nu putem porni de la ideea că ne facem toate examinările imagistice azi și o să ne găsim o chestie nu știu unde, o chestie nu știu unde, o chestie nu știu unde. Sunt unele lucruri sugestive.
Dar nu e modul normal de a pune problema în medicină. De a găsi o boală. Da, adică eu, cetățeanul X, m-am hotărât astăzi să mă duc să-mi fac un RMN și mă duc eu după aia cu RMN-ul la doctor. RMN unde? La ce? Pentru ce? Și RMN-ul nu... Fiecare tip de evaluare e utilă în anumite situații și are niște limite. Și poate și citirea lor este influențată de aceste simptome de care ziceați noastră, care categorii sunt prezente. Deci, când noi solicităm un examen de rezonanță magnetică, acolo e obligatoriu să spunem de ce l-am cerut, ce are pacientul. În primul rând, ce bănuim și pe ce ne bazăm această susținere, pentru că radiologul are mii de imagini de văzut. Trebuie să căutăm iar la remene, de exemplu, tipurile de secvențe sunt alese în funcție de suspiciunea de diagnostic. Este important unde se localizează, pentru că vorbeam de creier, această minune a omului, unde se localizează astfel de leziuni, astfel de modificări. Dacă vorbim de scleroza multiplă, de bolile neurologice, sigur că în general. Important, de simptomele depinde de asta. O anumită leziune, indiferent de natura ei, situată într-o zonă cerebrală, dă cam aceleași simptome. Ce diferă? Modul de instalare, semnele conexe. În scleroza multiplă, de obicei, sunt leziuni diseminate în toată substanța albă a sistemului, sistemului nervos, a encefalului, trunchiului cerebral, cerebelului și măduvei spinării. Deci, așa cum la AVC este... La accidentul vascular e într-un teritoriu vascular, adică te gândești la un accident vascular când pacientul are niște semne de suferință focală neurologică, unde tu știi că este un vas. Ne apropiem de temuta boală a seniorilor, de boala Alzheimer. O boală... De fapt ne temem de demență, care e... Boala Alzheimer în faza finală ajunge la demență. Demența e un sindrom, nu e o boală, care înseamnă deteriorarea cognitivă globală, adică tulbură de memorie și încă niște semne, apraxie, adică pacientul își pierde capacitatea de a desfășura anumite activități, de a recunoaște obiectele, de a comunica. Boala Alzheimer e una din aceste situații, dar multe boli neurologice și psihiatrice pot să conducă la demență. Există și demență vasculară, am zis mai înainte despre ea. Pe la ce vârstă se instalează, doamna doctor? În mod uzual, după 60 de ani, dar există și situații în care se instalează mai rapid. Și acolo există niște configurații genetice specifice și la un moment dat chiar se propuneau niște teste pe care să le aplicăm pacienților cu demență și dacă apare configurația genetică respectivă, era un pas înainte spre diagnostic. Lucrurile sunt mai complicate decât atât, din păcate, dar în boala Alzheimer sunt niște modificări morfologice, cerebrale, sugestive, care ne permit diagnosticul. Din păcate, diagnosticul se pune în fazele mai avansate ale bolii, când nu există mijloace terapeutice. Pare că... Cum debutează? Alzheimer? Alzheimer. Pacienții au tulburări de memorie. Ce uită? Uită prezentul sau uită trecutul? Au și amnezie retrogradă, adică uită și trecutul, dar au și amnezie anterogradă, deci nu sunt capabili să învețe lucruri, dacă vorbim de Alzheimer. E boala celor 3A, da? Apoi urmează afazie, își pierd capacitatea de a vorbi, și apraxie, nu mai știu să desfășoare activități. Toate demențele afectează global funcțiile intelectuale. Asta e o demență corticală și cam asta se întâmplă. Iar în demențele subcorticale, cum are, de exemplu, boala Alzheimer, acolo pacienții nu au, în primul rând, tulburări de memorie în fazele inițiale, ci au tulburări de organizare a activității.
Și astea sunt vizibile, mai ales când se schimbă ceva în condițiile de mediu, în condițiile externe. Orice schimbare îi lasă perplex, nu sunt capabili să reacționeze. Sunt debusolanți. Da, da. Nu știu să se reorganizeze, probabil. Da, da. Asta ni se mai întâmplă tuturor când înainte. Mi se pare că doar metoda noastră e bună și sigur că asta nu este boală, dar faptul că nu te poți adapta la o schimbare e un semn că se întâmplă lucruri. Cum percepe familia schimbarea aceasta? Ce spune familia medicului atunci când vine cu persoana? Că de obicei familia este cea care sesizează primele simptome ale Alzheimer-ului, ale demenței, de fapt, cum zicea și noastră. Sigur, ei își dau seama că pacientul nu se mai poate îngriji, nu mai poate desfășura activități și dau seama că mintea lui este afectată, nu mai pot vorbi cu el ca înainte, are tulburări de memorie variate ca intensitate, dar să știți că se întâmplă destul de des că familia nu își dă seama că pacientul s-a deteriorat și vedem asta la spital. Deci sunt și e un număr important de cazuri asta. Probabil că acolo... Stăm prea mult cu pacientul, nu da, vedem asta, evoluția da. Bolii? Se vede imediat evoluția unde pacientul stă singur. Pentru că nu mai poate să-și organizeze activitatea, dar acolo unde stau într-o casă mai multe generații, lucrul ăsta e mai puțin evident, pentru că activitatea se desfășoară așa pe capitole, fiecare are sarcinile lui și de regulă cele în vârstă mai puține sau spre deloc. Spre deloc. Și atunci acolo nu se vede, nu se vede așa de repede. Poate că nici așteptările nu sunt așa de mari. Dar acolo unde locuiesc singur, lucrurile astea sunt vizibile imediat. Pacientul nu mai poate sau nu mai dorește efectiv să facă anumite lucruri sau nu realizează că trebuie să facă anumite. Nu știe. Ungurește sună bine asta. Eu nu știu limba maghiară, dar ungurește zice nu știe să mănânce. Nu știe să facă. În demența asta se întâmplă. Nu mai știe să facă ceva. Sau activitate. Prin această demență a seniorilor ne putem duce cu gândul, să spunem, la varianta că nu am supravegheat îndeaproape seniorul, nu i-am dat anumite activități ca să nu se ajungă aici. Da. Acum crește speranța de viață. Populația de vârstă înaintată este din ce în ce mai mare. Și sigur că trebuie să ne gândim la asta, de asta, asta e explicația numărului mai mare de demențe. Și trebuie să începem să ne gândim și la asta, e adevărat. Și pentru minte există niște măsuri de profilaxie, să spunem așa. Așa cum pentru fizic există exact, anumite exerciții, da. Există și pentru minte anumite exerciții. Există și mișcarea. Mișcarea, de exemplu, este un lucru important, alimentația, somnul este extrem de important. Și exercițiul mental, adică învățatul lucrurilor, să înveți o limbă străină, să faci probleme de matematică și socializarea. Atribuind seniorului sau, mă rog, membrului din familie pe care îl suspicionam de anumită problemă de această boală, demență, atribuindu-i anumite activități, îl putem ajuta sau din contră îl încurcăm, îl agravăm? Depinde de stadiu, pentru că cel puțin în fazele inițiale există riscul confuziei unui pacient cu depresie și demență. Și pacienții cu depresie sunt abulici și răspund cu dificultate întrebărilor și posibil să se confunde cele două, adică răspunsurile să fie nepotrivite pentru că pacientul nu se poate mobiliza, nu pentru că nu știe. Și aici depinde de stadiu, că dacă pacientul poate duce sarcina respectivă la bun sfârșit, ar putea fi un lucru mobilizator. E ca la școală, iarăși. Dar dacă solicitarea depășește puterile lui, se poate să-i agraveze starea. Nu mă refeream la momentul acela pentru activitate. Ea trebuie să înceapă de dinainte. Socializarea de dinainte. Activitățile intelectuale, cititul,
învățatul lucrurilor, informarea. Deci trebuie tot timpul să învățăm ceva nou, da. Indiferent de vârstă. Asta este, și indiferent de așa grad, cum mușchii au nevoie de mișcare, și asta e mișcarea minții. Nu un grad foarte mare de, să spunem așa, de a exercițiului mental, ci să, efectiv să învățăm un da, pic din da, o limbă străină, limba o maghiară, nouă, un da, pic ceva din mișcare. Da, 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 asta e un lucru important. Adică prima lege a fiziologiei este că funcția creează organul. Ceva nefolosit se atrofiază. Ce? Ceea ce s-a demonstrat. Da. Din păcate. Da. Dacă suntem la acest moment, din păcate suntem spre final de emisiune, dar avându-vă alături, aș dori, doamna doctor, să ne recomandați, așa din experiența dumneavoastră de neurolog, din atâtea cazuri pe care le-ați văzut dumneavoastră, cum putem să ținem la distanță aceste boli neurologice? Având o viață sănătoasă, adică o alimentație adecvată și regulată, mișcare. Exact cum spuneați. Da, mișcare. Tot ce este somn, scrie prea mult, da, nu este sănătos. Somn, pe care să le folosim pentru a învăța lucruri, a le practica și a le împărtăși cu alții și să ne bucurăm de ele. Sunt în acest moment atâtea suplimente sau medicamente care ne promit, care consumându-le ne dau speranța că ne țin departe de aceste boli. Sunt bune aceste medicamente sau doar la recomandarea specialistului? Am aici, iar imaginile sunt complexe. Unele din suplimentele alimentare conțin elemente utile. Elemente și sunt concentrate acolo. Ele nu pot fi obținute prin alimentație. Ar trebui să mâncăm un lan din nu știu ce ca să le avem. Pentru anumite situații sunt utile. Vitaminele medicinale recomandă doar dacă există un deficit. Acum s-au născut enorm de multe, nu cred că cineva le cunoaște pe toate și e o exagerare. Oricum, viziunea nu e așa de simplă, dar ne întoarcem la aia cu medicamentele, să iei da, unul pentru fiecare. Lucrurile nu merg așa, ele pot fi nocive la un moment dat. Deci nu putem să luăm un medicament care să ne ferească, să spunem, de tot ce este boală neurologică. Nu, din păcate nu avem un neuroprotector, dar rămâne visul neurologilor. O substanță, o moleculă care să te protejeze de orice, să-și facă efect rapid și să fie tabletă, dacă se poate. Dacă vorbim de neurologie, cred că am sărit așa pe final de emisiune, dar totuși cel mai important, cine este acest neuron? De ce este el atât de important în organismul nostru? Neuronul este, sau celula nervoasă, e una din milioanele de celule pe care le avem în sistemul nervos. E important și el ca structură, dar cel mai important lucru și la neuron este să se formeze niște rețele neuronale. De fapt, ăsta e modul de funcționare a creierului. Sigur, contează câți avem, deși folosim doar o parte din ei, dar contează câte rețele știu să creeze. Deci cât de mult s-au unit unii da, ceilalți ca să... Da. Fiecare individ are propriile rețele neuronale, ca și amprentele, ca și lucrurile personale ale individului și e important să fie folosite. De asta e nevoie de exercițiu, pentru ca aceste rețele să funcționeze. Deci e important neuronul în sine, dar și cu câți neuroni și ce legătură face legătură. Exact. Neuroni. Da. Doamna doctor, eu vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc că ați răspuns întotdeauna la invitația noastră. Cred că aș putea să vă mulțumesc și pentru evenimentele deosebit de interesante pe care le faceți, interacțiunea cu pacienții. Dar fiind la finalului de emisiune, aș dori să vă rog un mesaj către cei care ne urmăresc în această seară. Păi, mesajul meu către toți ar fi cam ăsta. Aveți grijă de voi și fiți fericiți. Vă mulțumim foarte mult. Un mesaj scurt, simplu, dar
iată, aș putea spune foarte complex, pentru că aici fiecare și îl adaptează în funcție de situație. Eu sunt Camelia Pășcui, vă mulțumesc că ne urmăriți aici la emisiunea Medica, în fiecare miercuri de la ora 19 și sâmbătă de la ora 18 în reluare. Nu uitați, colegele mele sunt alături de dumneavoastră atât dimineața cât și seara pentru dedicații și nu uitați colegii mei de la emisiunile politice și gospodarii Bihorului. Până săptămâna viitoare vă doresc multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră și rămâneți alături de noi. Veți avea informații foarte utile. La revedere pe săptămâna viitoare!